Alex, ne întâlnim din nou. Salut. De la primul volum, ai venit acum la Media și cu încă două, continuarea. Ai avut un parcurs bun de la primul volum, Visions of the Real, lansat la Viena. Da. Acum văd că te-ai tras și spre România. Și spre casă, da. Ce aduc noi, sau ce aduc nou cele două volume ale tale? Toate sunt o continuare a primului volum. Fac parte din teza de doctorat pe care am început în 2008 și am terminat-o anul trecut, în 2012. Volumul a apărut în decembrie, cel mai mare, intitulat The Need for Cultural Landscape Theory, a apărut tot la Viena, în decembrie, în 2012. Incorporează aproape întreaga teză de doctorat, mai puțin unele capitole care au apărut deja în prima carte și nu am văzut rostul de a le mai publica încă o dată într-un volum în străinătate. Noutatea, pe lângă capitolele noi dezvoltate în teza de doctorat, este dată și de fotografiile pe care le folosesc. De altfel, fotografii care au fost apreciate de editor, mi-am mulțumit totdeauna că i-am dat fotografii frumoase și făcute de către mine. Nu sunt lucruri mult mai ușor și din pricina drepturilor de publicare. Da, tu ai un trecut referitor la fotografie. Da. Te mai deslipești din când în când? Eu știu de arta plastică, să te dedici fotografiei? Mai mult fotografie mă dedic decât artei plastice. Singura parte de desen pe care încă mai fac este cu studenții la atelierele de proiectare în cadrul universității. În rest, pe fotografie. Și mi-a plăcut foarte mult în studiul doctoral și faptul că am putut să-mi folosesc aceste abilități și să folosesc de altfel fotografiile pe care le-am făcut în toți acești ani în cărțile mele. Lucru care mi se pare extrem de frumos. Nu neapărat într-un album foto, cum a fost cel din 2008, lansat cu Mihai Zgondoiu și Damice Cipariu, însă e bine totuși să poți aduci ca parte de exemplificare a unei teorii pe care o dezvolți cu fotografii făcute tot de tine. Se vede că atunci ai ochiul format atât pentru teorie, cât și pentru partea de să zicem, neapărat practică, dar poți să arăți că vezi și ceea ce teoretizezi prin aparatul de fotografiat. E valabilă acea frază cu fotografie spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Da. Într-adevăr. Păi în ultimul volum am ales să scot fotografiile, ca de altfel este și cel mai voluminos, cel mai gros, are 350 de pagini. Da, care ar fi motivul? Nu a vrut să se repete. Nici în primul volum nu am publicat, în al doilea volum nu am publicat aceleași fotografii apărute în primul volum. Iar la al treilea volum aș fi avut șansa să aleg alte fotografii pentru a exemplifica anumite concepte pe care le-am dezvoltat, dar, acum sincer să spun, am ales să fie într-adevăr ceea ce zice și titlul, o contribuție la fundamentarea teoretică. Deci, ultimul volum este teorie fără imagini. Este pur și simplu chiar teza de doctorat, fără ajutorul dat de fotografiile aferente, și pe care eu o consider ca un ajutor real studentului arhitect, urbanist, care încă este obișnuit să se uite la imagini, mai mult decât să citească. Și încerc să-i fac să citească mai mult decât să se uite la imagini. Da, în România, referitor la peisajul cultural, cum stă? Cât de actuală e chestia asta? Discursul vis-a-vis de peisajul cultural de concept este foarte actual. A apărut după 2007, după ce am intrat în Uniunea Europeană, prin documentele date de către Uniune și care au fost și la noi destul de mediatizate și sunt cunoscute în bresle de specialiști. Iar raportul meu consider că este o noutate în lumea științifică autohtonă, pentru că cel puțin până acum nu am găsit nicio carte care să analizeze într-un mod holistic și cât se poate de complet și de obiectiv și subiectiv, de altfel, pentru că am adus aportul mereu al contribuției mele sufletești pe studiul de peisaj cultural teoretic. Avem și studii de peisaj cultural
studii practice, implementări anumitor metodologii, tot așa date sau nu de către parteneri europeni, care au avut succes în rândul colegilor urbaniști, arhitecți, geografi. Însă lucrări de teorie nu există, din păcate, și avem nevoie, avem și un curs la Universitatea de Arhitectură, la Facultatea de Urbanism, avem un curs de peisaj cultural și dezvoltare. Și ne-am confruntat mereu, cel puțin ultimii 5 ani de când sunt și eu asistent la acel curs, cu lipsa bibliografiei. Studenții, din păcate, pe partea teoretică nu au ce să parcurgă. Și sperăm că până la sfârșitul lunii decembrie să putem să scoatem și un suport de curs împreună cu domnul conferențiar Cătălin Sârbu, titularul cursului de peisaj cultural și dezvoltare, la care să-mi aduc și eu contribuția prin cercetarea doctorală pe care am făcut-o în ultimii 4 ani. De ce de la Viena ai hotărât acum să lucrezi cu o firmă, cu o editură din România? Dacă mai ții minte la primul interviu. Da, ți-am spus. Păi, la Viena a fost în felul următor, cum ți-am zis și prima dată, că a fost o promisiune că va fi și al doilea volum, iar prima carte a fost răsplata a ceea ce am primit la Viena, prin modul în care ei s-au purtat cu mine, profesorii în școală, în facultate, tot ceea ce am putut să învăț la Viena, aici a fost rezultatul și răsplata dată lor. Iar ultimul volum publicat la București, la editura Ion Mincu, a fost răsplata mea față de școală. Răsplata poate sună prea dur, prea drastic, însă este mulțumirea. Hai să luăm așa. Mulțumirea, nu răsplata. Mulțumirea mea față de școala de urbanism de la București și față de colegii mei, profesorii mei care m-au ajutat în toți acești ani și, după cum ai văzut pe ultima copertă, au fost lucruri foarte frumoase spuse și așa am ales să le mulțumesc. Am publicat la editura școlii. Este foarte important și pentru studenții noștri să aibă la îndemână cărțile publicate de către noi, de cadre didactice, chiar dacă poate distribuția, de fapt, distribuția nu este națională. Cartea se va găsi de cumpărat doar în cadrul universității noastre. Este un mic impediment, dar voi face eforturi să o fac disponibilă la toate facultățile de arhitectură din țară, la bibliotecile facultăților și la geografie, un lucru foarte important. Pentru că în ultimul volum, prefața a fost scrisă de către domnul cercetător Wilfried Schreiber de la Academia Română, secția din Cluj de geografie, și atunci am zis că este foarte important ca și cei de la geografie, în speță din Cluj, dar sper și cei din București să fie deschiși, să primească câte un exemplar din partea mea pe studiu de peisaj cultural. Nici la geografie nu există astfel de studii în România, la noi în țară, și e un lucru bun. Iar al doilea volum publicat la Viena a fost promisiunea mea îndeplinită după primul volum și foarte apreciat. Deci am rămas uimit, m-am întâlnit după ce am primit cartea în decembrie, m-am întâlnit cu editorul care a fost foarte mulțumit de carte. Păi, înseamnă că a lăsat o ușă deschisă acolo. Adică tot timpul. Adică am lăsat-o deja deschisă de la primul volum. Primul volum a fost bine primit și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult și îți mulțumesc în primul rând sufletul este faptul că îți vezi review-uri ale cărții pe internet la studenți din străinătate. Și sunt review-uri bune și comparații cu cărți al unor autori de renume în domeniu pe care ei le fac și lucrul acesta m-a mulțumit. Pentru prima carte, a doua carte, de-abia acum, în martie-aprilie, va ajunge în lume prin rețele de distribuție ale editurii. Și le fac pentru mine, în sensul de sufletul meu, plăcerea mea, nu le-am făcut obligat deloc. Sau nici măcar constrâns de ceva, le-am făcut din plăcere. Tu te-ai apropiat acum mai mult de scris? Ai lăsat aparatul de fotografiat deoparte și te regăsești în chestia asta, acum în scris? Aparatul de fotografiat l-am lăsat, nu de tot. Tot timpul am la mine unul sau două, mai micuțe ce-i drept. Dar îmi place, ca și în cazul cărților de față, să combin scrisul cu fotografia, un lucru care este foarte, foarte bun pentru un arhitect, în primul rând, dar cred pentru fiecare creator. Bine, poate sunt unii care știu foarte bine să scrie și nu au abilitățile creative în partea de fotografie. Se înțelege. Îi putem ajuta noi, cei care știm fotografie și care facem fotografie.
dar văd o oarecare legătură. De asta, să fac o completare vis-a-vis de o fotografie cât 1000 de cuvinte, poate din lipsa fotografiilor, ultimul volum are atât de multe pagini. Înțelegi? Da, am prins o discuție înainte să facem interviu referitor la o fotografie, nu știu din ce volum, undeva drumul... Da, acesta, al doilea volum, acolo la Viena, este o fotografie făcută de mine în vara anului trecut. Veneam acasă la Mediaș și veneam pentru nunta surorii mele. Veneam acasă, eram grăbit și se însera. Și am prins apusul, drumul între Mediaș și Arnita. Dacă poți să o arăți mai bine? Așa. Am prins apusul cum se lucra pe Mediaș Sibiu, pe drum. Am luat pe varianta Arnita Mediaș. Și am oprit mașina, am luat aparatul, am făcut câteva fotografii, iar când a trebuit să public cartea, ca de altfel de fiecare dată, editorul îmi cere niște imagini. Da. I-am trimis o singură imagine și zic, asta o vreau, faci ce vrei cu ea, plus o imagine cu ceea ce se vede, blocul de vis-a-vis, ce se vede de unde stau eu în București. Și a reușit să le combine foarte mult. El era foarte, foarte mândru la un moment dat, zice, Alex, știi ce poză e suprapusă? Și zic, da, îți trimisese mai multe. Și o poză nocturnă, cu blocul de vis-a-vis. I-am trimis unele pe noapte, în speranța în care, mă rog, le folosește în altfel. Eu, neștiind de chestia cu suprapunerea, mă gândeam, băi, zic, ce te-o fi, ce cu blocul ăla între Agnita și mine? Da. Nu, și o idee conceptuală foarte fain făcută, în ideea în care peisajul cultural, de fapt asta și înseamnă, aportul, construcția, omului, construirea în cadrul natural. Și foarte frumos prin suprapunere și am combinat în al treilea volum conceptual schițat cele două coperți. Am vrut să folosesc modelul de la prima copertă din titlu cu ideea, conceptul de la a doua copertă și le-am făcut conceptual pe a treia copertă, cum ar veni natura deasupra cărei apar construcțiile. Și am vrut să fie cât mai simplu, adică cât mai... Fără poze. Fără poze. Nici coperta, nici fără poze. Într-adevăr. Și acum la ce mai lucrezi? Ce-i asertar? Dau din casă. Așa, cât poți. Da, nu. Mai am un plan anul acesta, cel puțin o carte, pe care am început deja să o scriu. Și mai am un plan, o a doua carte, dar nu știu dacă voi ajunge să public tot anul acesta. Le voi publica... Anul și carte. Anul și carte, ok, da. E... Bine. Mm-hmm. E bine. De altfel nici nu poți. Te supraexpui. Da, exact. Și e un efort mult prea mare, zic eu. Și timpul este mult mai mare pentru așa ceva. În rest, mă dedic școlii, muncii din școală, cu colegii, cu profesorii de acolo. Mă odihnesc din punct de vedere al studiilor, dar am speranța că voi putea să-mi continui într-o oarecare măsură și demersurile începute cu teza de doctorat. Doctoratul eu îl văd ca un început, nu cum este văzut din pricina studiilor, ca un final al studiilor. Și pentru mine este un început, de altfel, un nou început. Și noi discutam și data trecută și chiar cu domnul Vasile Popescu săptămâna trecută la un eveniment de la Galeria Cirrus, Tam-tam, revival, vă vrem din nou pe Simeze. Ar trebui, am vorbit și cu Mihai, am văzut și interviul tău cu Mihai. Și... Nici acolo l-am luat. Și a zis și el și într-adevăr ar trebui să ne regăsim noi. Pe da, din măcar sunteți vreo 10, nu? Da. Cam așa. Da. 5 o tură, 5 în altă tură. Da, nu? Ar trebui să începem să mai facem ceva. Să termine și Mihai doctoratul, bănesc că și chestia asta e destul de importantă. Să-l termine și anul acesta, sper să-l termine. Și cu siguranță o face. Apropo de chestia asta cu Tam-Tam, o colegă și bună prietenă de la facultate, Cătălina, zice la un moment dat, în ideea în care voiam să fac o prezentare de carte și în România, așa, zice, de ce nu faci o prezentare de carte cu expoziție? Zice, și mă zic, e foarte interesantă chestia asta, un pic prea costisitoare, zic, poate pentru să le faci așa deodată sau într-un timp scurt, da, de ce nu? Nu neapărat cu fotografiile folosite în carte, cât cu fotografii pe care... Le-ai făcut de lungul timpului. Da, și care să exprime foarte bine și conceptele din carte. Și să știi că e de interesantă. Și s-ar putea, dacă îmi permite și timpul, să fac
chestia asta nu neapărat la București. Vreau să fac și la Mediaș. Intenția mea inițială a fost ca prima lansare de carte în România, cum a fost aceasta, și prezentare să o fac la Mediaș. N-am făcut nicio lansare în București, încă a apărut cartea. Și te era cu încă o colegă, cu Cristina Enache, conferența la noi la facultate, să facem împreună. Și ea publicase teza de doctorat și să facem împreună o lansare de carte. Și s-ar putea să facem asta la București, dar vreau să fac și la media și așa ceva. Referitor la Mediaș, tu mai... Acum, care e centrul tău? Unde e? Sau locul tău stabil? Că tu ai... Bun, București, Mediaș, Viena... Da. Că mie e un triunghi așa. Ai de gând să bântui mereu așa? Cât îmi permite, să zic, viața. Știi? Deocamdată, mare parte din timp o petrec la București. Mă duc destul de des și la Viena. O dată la două luni, cu siguranță mă duc la Viena. Și acum, la sfârșitul lunii martie, mă duc din nou la Viena. Lucrul acesta pot să spun că este ceea ce îmi face cel mai bine din punct de vedere emoțional, dar cu legătura cu partea profesională. Întâlnirea cu profesorii de la Viena, întâlnirea cu prietenii de la Viena mă liniștește foarte mult și îmi dă putere pentru ceea ce fac. În cealaltă parte, faptul de a fi în media și în orașul natal și cu părinții este lucrul care îmi face cel mai bine, mă rog, partea sentimentală, dar fără legătură cu profesia. Iar București este locul în care lucrez, trăiesc deocamdată, dar depinde. Am niște lucruri pe care deocamdată, nefiind foarte sigure... Nu poți să le faci publice. Da, în ideea în care s-ar putea din toamnă să vin la Sibiu, dacă se va lua ființă o nouă, să zicem, secție, o nouă parte a școlii noastre de urbanism, de administrație publică și urbanism la Sibiu. Dacă acest lucru se va întâmpla, voi face parte din echipa care va preda și la Sibiu. Deci voi fi mai des. O să ai un motiv în plus să da, vii mai des. Exact. Și cam astea ar fi așa, pe scurt, planurile pe termen scurt. Pe termen mai lung aș vrea, într-adevăr, să măresc vizitele la Viena. Tot timpul prinde bine și cine știe unde te duce viața, știi, în ce colțuri de lume și... Deocamdată e ok. Felicitări pentru peisajul cultural, concept. Mulțumesc. Și contribuțiile la fundamentarea teoretică. Mulțumesc. Așteptăm și volumele următoare și expoziția cu Tam Tam. Da, aia, da. Știu că nu vei ezita de fiecare dată, bănuiesc, dacă peste un an vom lua interviu și, Doamne ferește, nu face expoziția. Da. Sunt sigur că ne voi aduce aminte să... În rolul meu e să vă bat la cap cu chestia asta și să vă aduc aminte că de aici ați plecat. Da, nu, corect. De asta și mie mi se pare un lucru foarte bine de făcut și bun și pentru comunitatea din Mediaș. Și cu această ocazie o să aduc și la Biblioteca Municipală cel puțin un volum din cartea în limba română, că cred că este mai ușor de parcurs decât cea în limba engleză în Mediaș. Și să fie și în Mediaș aceeași mulțumire pe care am adus-o Vienei și am adus-o Bucureștiului, să fie și media și mulțumirea pentru toți prietenii de aici, familia, orașul în care am crescut 18 ani. Deci, cam așa, ar fi și aici. Mersi și drum bun spre locurile tale. Mulțumesc, mulțumesc.